ideea care, că eu pot să iau, să dau o întrebare, să folosesc ea, eu care să dau o întrebare, e o minunăție. Și după ce am făcut tot quizul ăsta, să spunem că el e gata, îi dau publish. Ne întâlnim cu aceleași răspunsuri și atunci când venim la elevi, de ce uite așa? Ei stau, se gândesc și clar că până la urmă ajungem și la concluzia că dacă și-ai găsit acea informație, analizează-o, personalizează-o. Noi vedem deja în educație foarte mari schimbări și clar că ele sunt în favoarea și elevului și profesorului. Tehnologia asta evoluează, dar o să vorbim despre câteva criterii unde AI o dă în bară la generare de imagini și în funcție de care noi ne putem da seama că lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Per general, trebuie să acordați atenție la următoarele aspecte. În primul rând, părul. Aici nu se vede, ea într-adevăr e generat foarte, foarte bine. Nu este cât că clasele sunt supraaglomerate și cum să taci pață unde sunt 30 plus, aproape 40 de copii, fiecare diferit, cum să individualizezi acea lecție, da, ca fiecare să culeagă maxim potențial și eu cred că inteligența artificială îmi poate ajuta. De acum urmează să descoper cum. Suntem în secolul 21, sunt schimbările astea atât de radicale în societate, că nu putem să ne folosim. Știți, mie îmi place foarte mult literatura fantastico-științifică și când am citit operele lui Ray Bradbury, dumnealui spunea despre progresul ăsta tehnic la un nivel foarte înalt. Și mai greu că te sperie faptul că oamenii mai puțin o să comunice. Sperăm că inteligența artificială să fie în favoarea omului, să nu fie distanțarea asta în societate, dar nu știu la ce o să ajunge. Majoritatea elevilor din școală deja folosesc ChatGPT. Și pe lângă ChatGPT poți să mai folosească Gemini, poți să folosească fel de fel de resurse de genul, dar atunci cumva la noi profesorii automat rămân în urmă și nu au posibilitatea să ia cumva să adreseze respectiva problemă, da, sau întrebare care apare vis-a-vis de cum anume elevii folosesc asta în educație. Tu, ca profesor, ești pus în situația că din vreo 25 de elevi pe care i-ai în clasă, vreo 20 de răspunsuri sunt identice și formulate în fix același limbaj de lemn, fără niciun fel de alterare. E o unealtă foarte puternică, dar care e folosită în mod greșit și cumva ne consultăm cu oamenii să vedem cum asta reușim să o facem.